Niciodată nu am avut bani, cum zice lumea, oh my god, că tu ai crescut pe bani, că părinții au avut bani și au investit în tine, nu e adevărat. Dacă eu vreau tort, mama renunța la pâine. Se întâmpla când mergeam la părinți acasă, fără că se zic nu am ce mânca, eu și Andrei știam că dacă mergem undeva în ospiții, o să stăm la masă, că așa e la noi în Republica Moldova.